8 localități din raionul Ungheni bântuite de hepatita A. Medicii epidemiologi au confirmat în ultimele 5 zile cel puțin 15 cazuri de hepatita A. Cel mai afectat este satul Pârlița, unde pe parcursul ultimei săptămâni s-au înregistrat 5 cazuri. Afectate sunt și satele Bumbăta și Cornești, dar și orașul Ungheni. Majoritatea bolnavilor au între 5 și 18 ani. Peste 20 de copii depistați cu hepatita A rămân spitalizați. Epidemiologii au instituit stare preepidemică. Principalele simptome ale hepatitei A sunt grețurile, diareile, febra, pierderea poftei de mâncare, icter și dureri în partea dreaptă a abdomenului.